Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da. Numai în România, prieteni, Ministerul Apărării s-a înțeles cu un supermarket, un lanț de sub, mă rog, un Lidl, ce să mai, să munte un radar NATO după ce acest lanț de magazine a început să construiască un depozit în raza de detecție a echipamentelor militare. Ce tare! Da, vorba bloggerului Zoso, la Lidl e săptămâna NATO. Bun, e o poveste cam sulfuroasă aici. Acum, sigur, magazinul nu are nicio vină. Ei au cumpărat un teren și s-au apucat să facă un depozit, că au primit autorizații și asta e, au dat înainte. Problema cu cum a fost alcătuit terenul respectiv și vândut acolo este o discuție întreagă. Deci terenul a fost vândut de primarul localității Cârcea din Dolj, un domn pe care îl cheamă Valerică Pupăză. Și s-o de soția dânsului, doamna Pupăză, cum ar veni, cu totul am înțeles, ei au vândut vreo 100.000 de metri pătrați, suprafața totală este undeva pe la 250.000, deci 25 de hectare, un depozit foarte mare pe toată zona Olteniei și prin contract, primarul s-a angajat să facă toate demersurile necesare pentru obținerea autorizației de construcție pentru respectivul depozit. Adică primarul s-a întrebat în oglindă, merită să construiască cei cărora le-am vândut eu și mi-au dat mie banii? Merită, cum să nu merită, poate să merită. Și dânsul a făcut chiar toate demersurile, astfel încât Consiliul Județean a dat autorizația, doar că după ce Lidl s-a apucat să construiască, militarii au cerut oprirea șantierului. Acolo în zonă este un complex mare de radiolocație, cu tot cu radar NATO, nu știu ce, și le-au cerut oprirea șantierului că le intra clădirea în radar. Cum ar veni? Adică depozitul e înalt de 20 de metri, v-am zis, e foarte mare și militarii au descoperit că erau bruiați de rafturi cu salam. Le-a părea parizer sau ceva pe ecrane. Mă, de ce nu se mai vede? Mă, de ce nu se mai vede? Bun, și a urmat un proces, diverse pase dintre instituții și din cele din urmă Ministerul Apărării a zis că mută în altă parte radarul NATO. Înțelegi? Dacă plătește Lidl și aprobă și NATO. Și asta a fost, doar că a intrat pe fir presa, publicația Indiscret din Craiova a făcut o investigație, a scris și Libertatea, așa cum MAPN s-a răzgândit. Zice că nu mai mută radarul, ci îl supra-înalță să bată peste depozit. Să-l pună pe depozit. Cel mai bine și prinde și ca lumea. Ceea ce este, cum să spun, cu dușii întors. Adică chestia e că acum o să fie un unghi mort acolo, dacă asta este soluția la care să ajungi. Dacă ne atacă rușii tupilat pe după depozit. Crezi că dacă vin tereși pe lângă magazin și nu-i vede, a? Pe tupilare. Dar să bage mașini de spălat la Lidl, că atunci acolo o să fie momeală. Și rușii se opresc acolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.